Sece Braicata SRL a asistat începând de sâmbătă 4 decembrie serviciile de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru ale județului Hunedoara, fiind în imposibilitate de a presta acest serviciu după ce Consiliul Județean Hunedoara a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale societății, ca urmare a neachitării redevenței. De cealaltă parte, compania de salubritate are de încasat de la unitățile administrativ-teritoriale din cele trei zone, datorii cumulate în valoare de aproape 14 milioane de lei. Sece Braicata SRL a notificat sâmbătă 4 decembrie Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara, unitățile administrativ-teritoriale din zonele 1, Brad, 2, Hațeg și 3, Centru de Legare, Comisariatul General și Comisariatul Județean Hunedoara ale Gărzii Naționale de Mediu, precum și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în privința încetării prestării serviciului de salubrizare în cele trei arii de delegare, pentru că nu mai este posibilă realizarea plăților necesare prestării serviciului, respectiv plata combustibilului, achitarea tarifului la depozitul ecologic, plata remunerației personalului angajat, plata obligațiilor fiscale și așa mai departe. Prin prezent, având în vedere dispozițiile articolului 30 aliniatul 3 din contractul de delegare numărul 394 din 25 aprilie 2018, vă notificăm încetarea prestării serviciului de salubrizare în area de delegare Brad-Hațeg Centru, începând cu data de 4 decembrie 2021, în condițiile în care subscrisa societate se află în imposibilitate de a presta acest serviciu. În acest sens, vă comunicăm faptul că societatea nu mai are acces la disponibilitățile bănești regăsite în conturile acesteia, în condițiile în care Consiliul Județean a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale subscrisei societăți. Prin urmare, nu mai este posibilă realizarea plăților necesare pentru prestarea serviciului, respectiv plata combustibilului, achitarea tarifului la depozitul ecologic, plata remunerației personalului angajat, plata și obligațiile fiscale și așa mai departe. Precizăm faptul că actuala situație este determinată exclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale din area de delegare Brad-Hațeg Centru, care, prin maniera în care au înțeles să-și îndeplinească obligațiile de achitare a contravalorii serviciului prestat la utilizatorii fără contract, au făcut imposibilă suportarea obligațiilor contractuale de către subscrisa societate. Astfel, pe lângă faptul că acestea au refuzat achitarea facturilor emise cu titlul de contravaloare a serviciului prestat la utilizatorii fără contract, în momentul în care aceste facturi au fost puse în executare, iar legalitatea emiterilor a fost consfințită inclusiv de către instanțele de judecată, prin încuviințarea executării silite și respingerea contestațiilor la executare, au declarat în mod fals unităților de trezorerie și unităților bancare că nu există disponibilitate bănești pentru realizarea executării. Acest aspect a fost adus de către subscrisa societate la cunoștința autorităților competente în verificarea modului în care bugetele locale au fost utilizate, urmând ca aceste autorități să ia măsurile care se impun, a arătat Sece Braicata SRL în notificările transmise autorităților. Conform acelorași documente, la această dată, datoriile cumulate înregistrate către Sece Braicata SRL de UAT-uri totalizează aproape 14 milioane de lei. Respectiv, zona Brad aproximativ 1.800.000 de lei, zona 2 Hațeg aproape 900.000 de lei și zona 3 Centru peste 11 milioane de lei. Având în vedere toate aceste aspecte, se constată că subscrisa societate nu dispune de mijloace proprii și reale de remediere a situației. Singura posibilitate de acoperire a creanței pentru care s-a realizat indisponibilizarea conturilor subscrisei societăți fiind virarea de către autoritățile administrativ-teritoriale a sumelor înregistrate cu titlul de debit față de societatea noastră rezultat din facturile emise. Se mai arată în documentul transmis de
conducerea SC Brai Cata SRL. În urma acestei decizii, duminică, la instituția prefectului județul Hunedoara a avut loc o întâlnire pentru găsirea unor soluții de deblocare a situației. În respectiva întâlnire, ADI, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, a solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să adopte o hotărâre prin care, în cele 61 de unități administrativ-teritoriale afectate de suspendarea serviciilor de salubrizare, să fie declarată starea de alertă, propunerea fiind trimisă spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne. ADI, conform statutului, urmează să ia toate măsurile ce se impun în vederea gestionării evenimentului cauzat de sistarea serviciilor de salubrizare în zonele 1 Brad, 2 Hațeg și 3 Centru ale județului Hunedoara.